Salut și bine ați venit la o nouă ediție a ZFIT Generation. Discutăm astăzi cu Evelina Necula, cofondator al Kinderpedia. Bună, Evelina, bine revenit la ZFIT Generation. Bună, Adrian, mulțumesc pentru invitație și la fel ca de fiecare dată mă bucur să fiu aici. Avem mai multe teme pe care vreau să le abordăm astăzi, să vedem ce ați mai făcut nou. Aș începe cu un lucru pe care l-am observat urmărindu-vă conturile de pe social media. Am văzut că ați fost implicați de la început în proiectul lansat de Inovix, BCR și Jobful, lansarea unei platforme de recrutare pentru refugiații din Ucraina. Am văzut că dacă nu greșesc, ați și postat primii un anunț de recrutare acolo, și dacă nu mă ați și finalizat acest proces. dă pentru început câteva detalii despre asta. Am să încep cu finalul în cazul acesta, pentru că este unul fericit. Am reușit cu ajutorul platformei Jobs for Ukrainians să recrutăm un programator PHP din Ucraina, care s-a relocat împreună cu întreaga familie aici, în România. Ne-am bucurat foarte mult să facem asta. Într-adevăr, am fost primii care au postat un job pe platforma respectivă. A fost unul dintre eforturile noastre într-o încercare mai amplă de a oferi cât de mult sprijin putem în contextul social și geopolitic în care ne aflăm astăzi, am avut și diverse încercări individuale și încercări la nivelul echipei, dar aceasta ni s-a părut cea mai semnificativă și care aduce și cea mai mare valoare, să aducem pe cineva din Ucraina în echipa noastră. Mulțumesc pentru detalii. Vreau să mergem mai departe și să vorbim un pic despre ce mai este nou în business-ul Kinderpedia, ce ați făcut nou din, dacă am înțeles bine, perioada aceasta, începutul de an, a marcat o continuare a eforturilor voastre de extindere pe plan internațional. Te rog să ne oferi detalii. Începutul de an a fost o perioadă foarte dinamică pentru noi, și e bine că am început chiar cu subiectul recrutărilor, pentru că a fost partea pe care ne-am dezvoltat cel mai mult. Am fost într-un demers activ de a căuta uh, forțe noi pe piețe noi pe care nu le mai uh, adresasem în trecut și pe care nu aveam uh, un nucleu activ de transformare a educației, și am reușit să facem asta pe piața din UK. Unde avem o echipă de trei persoane, pe partea de business development și de customer support. Deja. Avem uh, deja un reprezentant și dezvoltăm echipa de business development și pe piața din uh, Emiratele Arabe Unite, unde avem deja clienți cu care colaboram și. Uh, Curtam colaborarea mai degrabă de la distanță. Acum lucrurile sunt mult mai în sinergie și dezvoltarea e mult mai promițătoare atunci când avem și resurse și reprezentare locală. Ne-am întors din nou privirile către piața din Polonia, o piață către care noi ne-am uitat și în 2019 și pe care intenționam să mergem în 2020, însă pandemia ne-a întârziat puțin planurile și aici suntem bucuroși că am reușit să găsim un partener pe partea de dezvoltare de business foarte activ și foarte dinamic și care înțelege foarte bine atât valorile cât și diferențiatorii Kinderpedia pe zona aceasta soluțiilor de school management și comunicare. Are. și tot în, la acest început de an am recrutat un partener, noi le spunem partenerii, ei sunt chiar membri ai echipei noastre și pe piața din Brazilia o piață despre care sper să-ți mai povestesc în câteva cuvinte mai târziu, dar și pe. Și, dar ne-am dezvoltat și echipa din Portugalia, cu două persoane noi, atât pe partea de sales, cât și pe componenta de customer support, pentru că avem acolo deja o comunitate de directori, profesori și părinți și elevi utilizatori de Kinderpedia, care crește și care avea nevoie, evident, de o comunicare personalizată și de un sprijin localizat. O grămadă de lucruri ați făcut și lucruri importante. Cum v-ați descurcat? Cum ați administrat acest proces de recrutare? Am avut și un ajutor foarte valoros, pentru că noi suntem antreprenori și putem să avem un flair destul de bun în ceea ce privește suprapunerea de valori atunci când discutăm cu o persoană nouă, cu cineva care dorește să ni se alăture, dar poate că nu avem întotdeauna flerul să găsim acele două, trei, patru persoane prețioase dintr-un pool mai amplu de candidați și tocmai de aceea am luat o decizie strategică la început de an și am adus alături de noi un Head of People. Este o persoană care are un dublu rol, pe de o parte ne oferă sprijin specializat pe partea aceasta de recrutare, iar pe partea cealaltă ne ajută în egală măsură și să îi aducem pe acești membri noi a echipei în comunitatea și în cultura Kinderpedia, să îi ajutăm să asimileze foarte bine fluxurile și modul nostru de lucru și toate informațiile cheie necesare derulării activității de zi cu zi, dar și să clădească alături de noi și să așezăm pe niște piloni cât mai stabil, să consolidăm, dacă vrei, această comunitate care deja devine din ce în ce mai amplă. Am depășit 35 de persoane în echipă și sunt convinsă că până spre finalul anului vom depăși și numărul de 50, iar asta deja necesită o privire un pic mai structurată asupra lucrurilor și ne bucurăm să o avem. Mulțumesc foarte mult pentru detalii. Revenind la expansiunea internațională și la planurile voastre, am văzut că ați participat recent la o conferință, o expoziție în Marea Britanie, Bet UK, dacă am reținut bine. Sunt curios cum a fost experiența după 2 ani de pauză pentru aceste evenimente și sunt curios cam care au fost subiectele, ce, care au fost lucrurile pe care le-ați văzut că s-a pus accentul în cadrul evenimentului și. Cum v-ați prezentat voi, cum v-ați integrat în discuțiile, în prioritățile pe care le-ați observat în cadrul evenimentului? Suntem bucuroși în primul rând să afirmăm că suntem singura soluție de management școlar și comunicare pentru educație din România prezentă la BET anul acesta. Am fost cu adevărat onorat să reprezentăm România acolo, cu atât mai mult cu cât feedback-ul pe care l-am primit cu privire la soluția noastră a fost unul foarte bun. Ne-a încântat în mod deosebit că ne-am dus către o piață. În mod evident, au fost persoane din peste 50 de țări la BET, dar piața efectiv la care ne uitam și dinamica lor era una comună. Una în care tehnologia este un instrument cert în educație. Nu există niciun fel de îndoială cu privire la oportunitatea de a o folosi. Toată lumea cu care am discutat acolo înțelegea foarte bine nevoia de a avea o platformă integrată în care să-ți gestionezi toți utilizatorii, în care să ai totodată profesorii, elevii, părinții, în care un director să poată să ofere acces personalizat și să obțină acces personalizat la diverse tipuri de date. Sunt lucruri firești pentru ei. Ce ne-a încântat iarăși în mod deosebit este să vedem cât de importantă este pentru ei experiența de utilizare. Acesta este unul dintre diferențiatorii cheie ai Kinderpedia când vorbim despre piața aceasta a soluțiilor pentru educație, care cu cât mergem mai către vest și inclusiv în alte continente, nu este una goală, este una care mai mult decât atât are un istoric de peste 20 de ani. Pe oamenii aceștia i-a bucurat foarte mult să vadă că soluția este foarte accesibilă că aplicațiile mobile nu sunt doar niște iconițe pe telefon pe care se pune figurativ praful. Din potrivă, sunt ferestre reale către activitatea școlii sau a grădiniței în care poți interacționa în fiecare zi. Că nu trebuie să fii legat de un laptop ca să poți să-ți faci treaba și că poți cu adevărat să salvezi timp și să-l duci înapoi în activitatea de la clasă, în ceea ce se dorește astăzi în educație. Personalizarea actului educațional, a avea pe elev sau pe copil în orice Formă și la orice vârsta lui în centrul oricărui demers care ține de educație. Cum au descoperit și ei că facem lucrurile acestea crescând foarte mult gradul de utilizare. Acesta este una dintre aspectele prioritare pentru orice manager și or, inclusiv orice director de lanț de școli și grădinițe cu care ne-am întâlnit. Ei nu-și doresc doar să aibă o soluție pe hârtie. Își doresc să aibă o soluție pe care să o folosească tot personalul școlii, respectiv grădiniței lor, care să aducă valoare tuturor tipurilor de utilizatori. Dacă vorbim despre profesori, pe aceștia să îi împuternicească să-și facă activitatea simplu. Să le facă munca mult mai vizibilă în fața a elevilor și a părinților și a întregii comunități școlare Să le salveze timp la sfârșit de zi Când este vorba despre studenți, își doresc foarte mult să îi vadă responsabili, să îi vadă autonomi și să vadă că ei sunt permanent în contact cu fluxul și cu termenele și cu resursele și activitățile din cadrul școlii sau grădiniței și în cazul părinților își doresc să cultive o cultură a încrederii. Își doresc să vadă că aceștia înțeleg valorile și obiectivele educaționale și că le sprijină. Le sprijină având acces la informație și putând să intervină exact acolo unde este nevoie ca ei să aibă un rol activ și să vină cu un mesaj pertinent pentru a întări rolul și autoritatea școlii. Și pentru manageri este foarte uh, important ce își doresc, pentru că ei vor să aibă un instrument care la rândul lor să le ofere o perspectivă la 360 de grade despre tot ce se întâmplă în instituția lor, să aibă ca un snapshot în orice clipă, să poată să vadă și care este situația prezenței, dar totodată și gradul de ocupare versus capacitate al unei școli sau grădinițe, să poată să-și controleze încasările, să aibă o, un flux al managementului financiar foarte foarte activ și foarte previzibil, lucruri pe care Kinderpedia le oferă în mod natural. Chiar și alte soluții cu care am interacționat, soluții complementare Kinderpedia cu care am avut ocazia să interacționăm la bet, au ne au oferit feedback în ceea ce privește paleta foarte largă de nevoi și de tipuri de utilizare pe care o acoperim și au considerat că asta sporește foarte mult gradul de implicare a utilizatorilor și că e o premisă foarte bună pentru uh, succes, pentru că la final de zi îți dorești ca aplicația să fie utilizată. Deci nu ai observat în cadrul expozanților sau celor care au venit acolo o fugă de tehnologie după 2 ani de pandemie nu ai observat așa o dorință de a arunca toate device-urile, internetul de a tăia și de a sta toată lumea din nou offline împreună, fără niciun fel de ajutor cu tehnologia, cum pare că observăm așa oarecum, cel puțin în România, niște mesaje așa mai... Ce bine că s-a încheiat restricțiile să terminăm odată cu online-ul ăsta. Să știți că vibrația aceasta a interacțiunii personale a fost la un nivel foarte înalt la BET. Oamenii își doreau foarte mult să fie împreună și să comunice. Diferența, într-adevăr, cum chiar foarte bine punctez, este că utilizatorul internațional, tipic, desigur, pot exista și excepții și n-am standardizat încă, este unul care înțelege tehnologia ca un mijloc de eliberare a timpului. Și atunci, dacă vrei să ai timp ca să faci lucruri interactive, ca să faci lucruri semnificative, personalizate, atunci trebuie să simplifici toate acțiunile redundante, toate acțiunile administrative care îți consumă mai mult timp în același loc sau în locuri diferite, pur și simplu pentru că nu sunt automatizate, pentru că nu comunică între ele. Asta este diferența. Ei înțeleg tehnologia ca pe un mijloc. Valorile nu sunt diferite. La final de zi, nimeni nu-și dorește să stea cu fața într-un ecran de telefon. Toată lumea își dorește să fie cu fața și cu ochii larg deschiși către copii și către potențialul lor uriaș și felul în care educația îl valorizează. Diferența este că ei văd tehnologia ca pe un instrument care facilitează asta. Mulțumesc foarte mult pentru explicații și pentru detalii. Cum -a, cum a fost, care ar fi bilanțul participării voastre la eveniment și dacă aveți în plan să mergeți și la alte conferințe, evenimente, târguri de acest tip, cum ajută la dezvoltarea business-ului acum că s-au ridicat restricțiile în mare parte din lume și aceste evenimente pot avea loc din nou? Am revenit extrem de entuziasmați de la BET, tocmai pentru că am înțeles cât de importantă este oportunitatea aceasta de a interacționa direct cu oamenii, mai departe de mijlocirea unui ecran sau a unui e-mail sau a oricărui alt. Tool. Iată că și aici ni se confirmă că interacțiunea personală și valențele unui dialog și tot ce înseamnă el, și în plan non-verbal și paraverbal, nu pot niciodată să fie cu adevărat substituite. În mod evident, pot fi doar complementate cu ajutorul oricărui mijloc tehnologic. Oamenii ne-au. Ne-au crezut mai ușor, s-au conectat mai ușor cu noi văzându-ne personal, și asta ne-a ne dat foarte mare încredere. Am inițiat foarte multe discuții valoroase. Suntem în momentul de față în discuții ulterioare post-BET cu numeroase școli și lanțuri de școli și grădinițe, atât din Europa, cât și din afara ei, pentru că am observat că au fost foarte mulți reprezentanți din Orientul Mijlociu la Betul de la Londra. Și ne-am făcut și planuri noi. În luna mai vom participa la, același, la aceeași expoziție BET din Brazilia, de la São Paulo, unde, cum spuneam, tocmai am inițiat la început de an un nucleu Kinderpedia și unde, mai mult decât atât, avem și sinergia cu unul dintre partenerii noștri globali cu Maple Bear, care are o divizie importantă în Brazilia și în America Latină în general și cu ajutorul cărora sunt convinsă că vom transforma educația în multe instituții de învățământ și vom, vom avea multe rezultate frumoase în anul acesta. Wow, mult succes cu deplasarea în Brazilia. Pare ceva cu totul extraordinar după acești doi ani în care și ieșirea din București de multe ori a fost așa ceva ieșit din comun. Acum e ridicat mingea la Filou și n-am altceva de făcut decât să te întreb despre parteneriatul cu Maple Bear. Voi ați anunțat de curând acest lucru, dă-ne câteva detalii dincolo de ce scria în comunicatul de presă, în anunțul care a mers către toată media. Este o colaborare ce a crescut natural, organic în ultimii doi ani. Am inițiat colaborarea cu Maple Bear în Europa Centrală și de Est în 2019. Atunci, ei au implementat Kinderpedia ca soluție unică de management și comunicare în toate instituțiile lor din regiune. Iar apoi, la debutul pandemiei, ne-au recomandat și master francizei din Emiratele Arabe Unite. Astfel că și rețeaua de grădinițe din Dubai și din Qatar, și inclusiv din Oman, au început să folosească în 2020 Kinderpedia. 2021 a fost anul în care am discutat la nivel central cu echipa Mapleberg despre potențialul de scalare global. Deja aveau validarea produsului, aveau recomandarea a două dintre cele mai dinamice microrețele rețele din, din franciza lor și aveam încrederea că putem să facem lucruri bune împreună și pe mai departe. Am avut validare atât din partea echipeilor tehnice cât și din partea echipeilor educaționale și cred că ceea ce ce i-a convins și le-a dat foarte multă încredere este faptul că în continuare putem construi lucruri foarte frumoase împreună pentru că avem același angajament de a nu lăsa lucrurile așa cum sunt, ci de a considera întotdeauna că locul unde am ajuns este startul pentru ziua de mâine și pentru planurile noastre de viitor. Sunt 550 de școli în rețeaua Maple Bear la nivel global, în 35 de piețe. Școlile acestea vor intra pe kinderpedia gradual. Purtăm deja discuții cu. 4 sau 5 dintre uh, regiunile care și-au manifestat interesul de a face pași, pașii aceștia cât mai curând. Și uh, până la uh, finalul acestui an școlar, respectiv începutul uh, următorului an școlar, uh, prin intermediul uh, noilor școli din rețeaua Maple Bear, intrate în uh, comunitatea Kinderpedia, uh, vom acoperi toate continentele. Mulțumesc pentru detalii, Evelina. Pentru finalul discuției, te rog să ne spui, să, eu știu, să ne prezinți un update. Care sunt obiectivele voastre pentru 2022? În 2022 ne-am propus câte un mic obiectiv pe fiecare pas al parcursului unui utilizator în Kinderpedia. Ne propunem să avem o comunitate și mai dinamică. Ne propunem să găsim și mai multe oportunități de a le aduce valoare utilizatorilor noștri. Cum spuneam, vrem să încheiem anul cu prezență în toată lumea, cu o echipă de peste 50 de membri și cu nuclee Kinderpedia să dite, să spunem, și deja dezvoltate și care să aibă o activitate pregnantă în șase regiuni la nivel global. Evelina, mulțumesc mult pentru participarea de astăzi la emisiune. Vă doresc mult succes în continuare și îți propun deja să ne stabilim următoarea discuție după ce vă întoarceți din Brazilia, să ne oferiți detalii despre cum a fost evenimentul și ce lucruri s-au concretizat în urma participării la conferința de acolo. Îți mulțumesc încă o dată, Adrian, pentru invitație, mulțumesc întregii echipe ZFIT Generation și, ca de obicei, mă angajez să răspund cu drag oricărei invitații din partea voastră și sper să împărtășesc lucruri utile și pentru alți antreprenori și membri ai comunității de business. Mulțumesc foarte mult! Aceasta a fost ediția de astăzi a ZFIT Generation. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și vă așteptăm și la edițiile următoare. La revedere!